când v-ați apropiat de muzică? Aveam un vecin care era în paralel cu, mă rog, cu orele de clasă, da, în școala generală, era și elev la școala de muzică și la vioară, studia vioară. Și mergea cu vioara la școala de muzică, avea o școală de muzică, practic, relativ aproape de blocul în care locuiam. Și eu invideam cutia viorii, mi se părea o chestie foarte... Cea mai frumoasă servietă din lume este cutia viorii. Și m-am dus și eu la școala de muzică pentru că era un examen deschis. Și ne-a pus să cântăm ceva și să ne-a testat urechea muzicală dacă putem reproduce nota punctată pe o clapă, să zicem, și dacă putem să o reproducem cât de cât exact. Nu mai țin minte ce le-am cântat, dar oricum am fost admis la școala de muzică la 8 ani. I-am spus lui taică-miu că am intrat la școala de muzică și el a decis că trebuie să fac piano. Și a zis, nu, eu vreau vioară, pentru că vioara are cutia aia formidabilă. A zis, nu, e bine să faci pianul, pentru că pianul este un instrument care te poate ajuta să faci muzică și fără orchestră. Pianul ține loc de ține locul unei orchestre întregi. Și ai să vezi că... Și mi-a cumpărat un pian. Dar după 5 ani de școală de muzică nu mai suportam, adică o carieră muzicală înseamnă studiu de ore și ore și ore și studiu care nu are neapărat de-a face cu muzica, are de-a face cu tehnica, digitația, lucruri foarte uneori destul de seci și nu-mi plăcea, pur și simplu nu mai plăcea, drept care am abandonat pianul și mult mai târziu în liceu am început să redescopăr plăcerea de a cânta la pian, dar fără tehnică, fără profesor, fără nimic, pur și simplu găsindu-mi un anumit pattern cu care mă puteam acompania, cântam și mă acompaniam. Nu se chema cântat la pian ce făceam eu, dar se putea numi un fel de acompaniament. A început să-mi placă să compun mici melodioare, mici songuri. Și așa am ajuns la momentul filmului meu de debut, în care pur și simplu la îndemnul lui Cristian Comeagă, pentru că eu căutam un compozitor cu care să-mi facă muzica originală pentru film, la îndemnul lui Cristian Comeagă, operatorul de imagine al filmului, la ora aceea, care mi-a spus, da, fă tu muzica. Am făcut eu muzica. Și am făcut-o și la primul meu film și la Asfalt Tango, cel de-al doilea, iar de la al treilea, de la Dolce Far Niente, mi-am dat seama că îmi trebuia totuși cineva care să știe să orchestreze pentru orchestră, adică nu mai ținea să faci o partitură muzicală pe synthesizer, fără instrumente reale. Și atunci am lucrat cu marele Nicola Piovani și după care am descoperit un foarte bun prieten care face o muzică absolut genială pentru, acum și pentru Von Carvai și pentru Lăluș, dar la mine a făcut pentru Restul de Tăcere și pentru Clauză Tudămun. Iar la ultimul meu film, care nu are muzică de atmosferă, ca să spun așa, non-diegetică, dar care are niște songuri de musical, acolo iarăși din nou am fost compozitorul și autorul versurilor, cântecelor din film.